E greu să fii elev. Trezește-te dimineața, fugi repede la liceu fără să te speli pe dinți, te grăbești, doar nu vrei să te execute proful cu 3 la română, nu? Dar în dimineața asta ceva a fost diferit. Pur și simplu parcă profesorii erau într-un univers paralel. Te-ai gândit vreodată cum ar fi ca profesorul tău să fie mai dependent de jocul tău preferat decât ești tu însuți? Sau cel puțin cum ar fi să intri la o sesiune cu prietenii tăi, dar fără să-l anunți și pe el, pe profesorul gamer? Tudor! Da, domnul profesor. În picioare, de repede-ule! Pe unde ai umblat mă aseară? Mi-am făcut tema la română și am învățat la... Băi, dobitocule, dar să intri peste muștii? Dar chiar am avut o grămadă... Taci! Gata! Balcanul? Prezent. Nu că prezent, în picioare. Ce-am vorbit noi, Balcanul? De atâta timp zicem că jucăm și noi CS, ieșim din Silver 3 și tu ce faci? Domnul, dar săptămâna asta chiar n-am avut timp. O trebuie să citesc Ion. Balcanul, cine joacă CS cu tine? Eu sau Ion? Dumneavoastră, dar chiar nu am vrut să vă supăr. Așa faceți, da? Bun. Dan! Da, domnul. Bă, Dan, Dino, Dan, e simțirea rău, mă. Tu crezi că eu pot să minez diamante singur, mă? Da, bă, prăjitule, mă, dar ți-am făcut armuri de diamant, mă, firaia dracu să fii, că nu pot să fac, mă, 1v1 așa singur, mă. Domn profesor, dar am avut doar geografie, mă, învățare. Aaa, mă, taci. Ursule, ce faci, mă, ursule, mă? Bine, domn profesor, ce faci? Bă, să fiu al naibii, mă, ursule, mi-am amintit acum. Ce făceai tu, mă, marți seara al naibii de scortează-mi și mie? Păi știți... Băi, nemernicule, măi, de ce te jucai Fortnite? Că tu nu te joci o Fortnite singur! Am profesor, eram... Te jucai cu proful Fulano, nu? Te jucai cu proful Fulano de engleză, nu? Da. Asta este. Așa faceți voi. Stai jos, aveți câte un 10 fiecare. Să vă iau... Taci, aveți câte un 10 fiecare, taci! Ar fi ciudat ca un profesor care e în învățământ de 30 de ani să știe de vlog, să aibă un canal de YouTube și chiar să facă un daily vlog că n-are ce posta, nu? Tocmai de asta cred că trebuie să faceți cunoștință cu profesorul vlogger. Asta este un nou daily vlog, astăzi suntem din nou la liceu și predăm la o clasă super, super. Ia uitați-i! Hei! Și după mă întâlnesc cu Tiberiu, un tovarăș foarte bun de-al meu, l-ați mai văzut, și o să facem un prank super tare și, mă rog, mai vedem ce se mai întâmple. Scoateți-vă căietele. Era să uit, era să uit. Am dat drumul la registrație, sunt fericiți, da? Fericiți? Da. Gata. Măcar odată ai luat o notă pe care sigur nu o meritai doar pentru că ai greșit un cuvânt sau pentru că ai un profesor căruia îi place să pună note mici doar prin simplul fapt pentru că poate, dar te-ai gândit cum ar fi ca el să fie profesorul ascultat? Bună ziua! Ce am avut de pregătit pentru azi? Păi, teorema perpendicularității latură completă cu ipotenuza catetei, de unde rezultă că triunghiul este opus la vârful circumferenței pătratului și de aici rezultă că cercul este... Șapte! Șapte, no, hai! Stai jos! Bună ziua, copii! Ar fi tare să existe un profesor care e ca un tovarăș pentru tine, să simți că nu ți-e doar profesor, ci ți este și prieten. Dacă ar exista, cred că l-am putea numi profesorul cool. Bună ziua! Bună ziua! Bun, să vedem unde am rămas cu predatul. De fapt, nu. Temele. Dan, ți-ai făcut tema? Domn profesor, știți, eu... Trebuia să la fața. Lasă-vă teme, bă, că viața nu-i despre teme, bă, frumate. Bun, Laur, ai învățat pentru azi? Sincer,
ce de fapt... Stai, mă, tu mergi, te arunci așa, las pe învățată-i tâmpi la cap, ieși tu în oraș, agați o fată ceva. E tot ce l-ai. Lucian? Da, domn profesor? De ce stai pe telefon când eu explic aici? Domn profesor, vă rog frumos, îi dădeam un mesaj, mă, a fost ceva urgent. Vă rog eu frumos, e la spital cu frate. Bă, da, panicați, mai sunteți, bă, ai grijă să nu rămână vreo story nevăzut pe Instagram, frate. Bă, și vezi, deschideți clash-ul că e event nou. Bă, picioare, am să pierd sub 12 ori. Bă, da, ori n-am cu cine vorbi, lasă asta, frate. Cred că toată lumea a auzit de faza cu Space. Da, da, tipul ăla fumat care crede că are căpușe pe el în mijlocul iernii, bla bla bla. Dar ce zici dacă el ar fi profesorul tău, adică profesorul Space? Bună seara. Bună seara, copii. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Bă, dar e să iau pe azi, vă las făcut, mă? Cât ori trebuie să fiu ridicol în fața unor persoane, ce habar n-au ce înseamnă alta, dar se tem de ploaie. Conceptul de ploaie în ceață se conservă, că-și prostia lumea noastră la deștept se observă. Mai ia o servă, păcat că n-ai un dram de minte, alegi să mă lovești, dar te împiedici în cuvinte. Și suntem ținte.